Cea mai mare rată de infectare din județ se înregistrează în Râmnicu-Vâlcea. 15,71 de cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori este incidența în acest moment în orașul reședință de județ, față de 0,5 cazuri la 1000 de locuitori cât se înregistra în primele zile ale lunii ianuarie. Numărul vâlcenilor care află că au COVID l-a depășit pe cel al persoanelor care se vaccinează. Ce credeți dumneavoastră că nu se mai vaccinează oamenii? Pentru că nu au încredere. Nu au încredere în vaccin. În vaccin și nu a fost testat îndeajuns. Așa credeți că... Eu așa cred. Dumneavoastră personal v-ați imunizat? Eu nu. Din aceleași motive? Pentru din aceleași motive, da. Ce ar trebui să facă autoritățile ca să vă convingă? Să dea mai multe detalii despre vaccinurile respective. Să facă mai multe emisiuni ca să poată să-i convingă pe oamenii, într-adevăr. Poate neîncrederea, eu știu, în autorități sau le este teamă de... De efectele adverse. Nu au înțeles foarte bine care sunt efectele, nu li s-a explicat foarte bine sau de ce credeți că sunt reticenți? După părerea mea, cred că s-a explicat destul de bine prin reclamele de la televizor, dar cred că cei care nu vor să se vaccineze sunt totuși cei de pe la țară. Așa cred, nu știu. Sunt și din ceilalți, adică vreau să spun cu studii și... Dar fiecare poate trăiește cu teama, cu frica. Pentru că există o propagandă anti-COVID, anti-vaccinare. Cel mai mult, să știe, biserica a fost prima. De asta ar că ăsta să fie motivul? Ăștia au cea mai mare influență. Pentru că i-au făcut, l-au văzut și la televizor. Ce ar trebui să facă autoritățile ca să impulsioneze campania de vaccinare? E cam târziu acum. E târziu? E cam târziu, pentru că n-au, cum să spun, nu au fost fermi. Când dai o lege pe o dai și nu o dai cu excepții, cu nu știu ce, adică ăia, da, ăia, toată lumea la un fel, la unison. Când o dai o lege, legea să fie clar pentru toți. De ce nu au încredere în vaccin? Eu știu de ce nu au încredere în vaccin, nu știu ce să zic. Dumneavoastră personal v-ați imunizat? Nici dumneavoastră? Eu am avut COVID, am trecut prin el, am imunitate, am făcut testele, am făcut tot. Și cum a fost? Ce ar trebui să facă autoritățile ca să vă convingă? Ce ar trebui să spună și oamenilor? Au început acum să facă testele, domnule, întâi. Să facă testele și după teste, vede, mă, e infectat, nu e. Așa degeaba mă duc și mă vaccinez și poate eu sunt infectată și nu știu. Era și certificatul verde o opțiune, dar trebuia votată, nu? Parcă așa am înțeles, da? Da, și n-a trecut. Dacă nu trece, ce să fac?